Și doamnelor și domnilor, avem ceva special astăzi pentru dumneavoastră. Am venit să luăm trifoi cu Fefi, cu Bianca, cu Alex, cu the brother-ul Andrei. Să vedeți acum cum facem noi proba la trifoi. Vino mă, ca lângă mine cu pieptul ăla mare, așa de curcan. Cum facem noi proba acum? De vedere înainte aici. La acolo, la sapă, e mai rar aici, băi. Ăsta e locul meu. Am 6 rânduri aici. Uite asta, de aici de unde e smart-ul până aici, sunt 6 sau 10 rânduri, mi se pare. Mi se pare că 6 rânduri de vie. Până în capăt e al meu. Și ăsta e al lui Alex, dar deocamdată a pus el, dar în primăvară vreau să văd, să-l măsor și să-mi-l pun eu, să-mi pun eu ce trebuie aici pe el. Uite, acolo e trifoiul mai mare, aici trifoiul lui Alex. Unde s-a dus alea, băi? Să pișe, să-l dai. Oh my god. Aute aia cu moto. Hai și. Adi, asta e fratele meu. Aia e o coasă pe care a ascuțit-o Alex un pic, o coasă de-a mea pe care vrea să o folosească el. Bine, a mea, a lui nu e problemă, dar e sudat. Explică-mi și mie că de ce, cât centimetri e coasa asta. Mamă, dă-i drumul la șmecherie aici la fătărea. Dă-te și Alex, dă-te așa. Bă, ia brazda mai coaie, mai mare. Dă mare, bă, să fă rotund așa, fă... Ușor, ușor, cum știi tu, ușor, ușor, ușor. Vreau să-mi spui și mie, să-mi prezinți acest sport. Cum se numește? Ce, mă? Cum se numește acest sport? Sport? Sportul acesta. A, scutul ăsta. Prea bine. Mama, ia uite ce zi... M-am mânecat. El ia mototrimărul meu și are... Adun încoace, băi. Mai trage șocul. Șocul, ia zi tu, Alex, șocul. Șocul. Încă da o oglindă foglinjoară care e cel mai prost săran din țară. Ia Maria ta, șarii vlogger. Mai pornește să moară la ris. I-am schimbat bujia. Nu, tot nu vrea, mă, apasă pe aia, pe pompița aia, băi. Alex, dă la pompița aia un pic. Să mă duc să iau spray-ul, băi. Du-te cu aia, ți-am și zis aici. L-am luat, e smart. Du-te și ia. Stai așa să-l văd pe fratele meu cum face service aici. Bă, cum poți ești, mă, din bătaie de joc, ia uite și cum lași. O, mă, frate, n-au. Nu, mă, Ale, Adi, nu, mă, vine aici, vine pe rotund, aici, mă. Trebuie să-i dau pe. A strănut acal. Am, mă, du-te ia ăla. Acum, Fefi, ia... Ia zi, fata. Mamă, ce sex are fata în ea. Hai că am zis-o. Ia ia coasa tu și tai piciorul Fefi. Dar nu mai știu. Ia dă-te, Adi, ia lasă-o și pe ea un pic de brodere. Hai că mă duc să iau spray-ul ăla ca să avem un spray, da. Că pornim, ia fata mea. Nu mai știu. Așa era, nu stai așa. Nu așa, ține inversa. Nu mai știu. Așa, 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 așa. Dați-vă picioarele la o parte. Păi trebuie să tai la nivelul pământului, mâncate ești. Nu mai știu. Hai tai și fata mea că tai bine gâsca lui tati. Dar de ce o dai pe sus cu ea? Ia vino Alex tu și arată-mi un pic. Să faci infar, că uite, a dat făcut și ea. Dai, Pepi, dai cu grebla. Dar tu ce zi, mă, tica, tăia acum, tăia și ăsta, uite ce. Păi bă, ăsta l-a tăiat de la rădăcină, dar tu mai lași centimetri pe sus, zici că dacă și tu... Cum a tăiat ăsta, e u. Dacă tu cum cosești... Încă o dată acolo. Păi am tăiat bine. Dacă tu cum cosești... Păi o tuns pe mă. Numai dacă strici trifoiul. Nu vrea să pornească trimărul, doamnelor și domnilor. Frații mei, mă, viețile mele, ia uite ăla cât a tăiat, băi! Ăla trebuie să-i fac gogoși. Glumă, glumă, dar ai văzut cât a tăiat? Îi facem gogoși la brother? Fac. Și fata mea... Da, fetele mele astea la alte două. N-a vrut să pornească ăla. Hai că am venit cu smart-ul. Ce face fata mea? Îți place căprițele pe care am luat? Yes. Mai iau două? Ia și niște oi, că parcă duc lips. Și mergem cu oile așa? Mă arăți mă pică, te mușcă, doamna! Am venit și noi la o coasă de brotării mei, la ceva frumos așa, la un vlog de ăsta, așa, nu m-am mai bărbierit, numai alea, că am zis că diseară fac o duș prin bărbierire, cum trebuie, cu nevasta mea frumoasă, pe zonă, hai că e ce trebuie. E viața mea, fraților, și ne distrăm frumos aici la țară. Dar vreau să vi-l prezint pe... N-am vrut să pornească asta, că i-am schimbat, ia uitați, dacă vă uitați aici, i-am pus dinți, ia uite. I-am pus cu un disc de ăsta șmecher ca să meargă să rupă normele și n-a vrut să meargă, dar fiți atenți aici ce face brotherul pentru căprițele mele. Ia zi, fratele meu, viața mea. Ce facem din seară? Facem din seară un meci? Ia uite ce l-a tăiat ăsta, știe, mă, se pricepe băiatul. Ia uitați-vă, brotheri. E obositor, a? Wow! Nu mai e antrenament?
Lasă că dă și brotherul vostru. Așa, frățiorii mei, ca să ne facem treaba. Fiți atenți că o să o luăm pentru capre. V-am spus că... Aole, dar de fapt, cred că fac video ăsta și nu mi-am filmat caprele pe care le-am luat. Adi, viața mea, ce vrei de seară să mănânci? Face Fefi prăjitură. Și lui The Brother Rock, pe zonă, face Fefi prăjiturică și mâncăm spargere de normă. Ia uitați ce scrie aici, 60, 90, 40. Nu e problemă de... Război. Mai bine să ne cumpărăm capre și oi. Ia zi, fata mea, cum merge? Merge bine? Cum merge fata mea? Uitați-vă cum arată o nevastă la treabă. Face treabă fata mea. Cine e inima din mine? Ai văzut ce zic toți pe TikTok? Mamă, ce frumos vorbește cu nevasta. Nu obligat, fac din plăcere. Păi și eu cum vorbesc cu tine? Bă, de ce mănânci trifoiul pe care l-am strâns? Dă-l mă înapoi. Hai că da. Ia să vezi acum laude și lauri. Aia, știi ce sunt aia lauri? Față de frații mei. Uite-l pe Adiță. Te-am văzut. Adi. Fii atent, ia uite care e treaba. Ștefi dă cu roșu, ăsta dă pe neagră și tu dai cash out. A, uite ce cash out a dat. Ia bani. Da? Șefa. Care e șefa? The brother-a? Șefa e aia care mă face gogoși. Și, adică tu te referi, nu? Adică pantalonul. Nu sunt pantalonii cam scurs, ce părere ai despre ea? Bine? Da. Bă, așa e fata mea. Am și ceva? Bă, ăsta e trimmer, bă, Alex. Ăsta. Aude sufletul în el, băi. De când era mic, fraților, Adi a fost, e și va rămâne o motocoasă umană. Mai ușor de brother, ho. Ia uite șefii cum se duce la ăla, ia uite-l. A? Bă, o priveliște rară cu tineri pe câmpul de luptă. Vă iubesc, mă, că sunteți brotherii mei. O priveliște rară în spate. Nu face nimic. Eu filmez The Brother-ul. Dacă filmez eu. Asta-i mâne mâna, da. Mamă, ce s-a dus ăsta cu linia aia până la capăt. Încate aici inima din tine, Adit. Ce părere de cazmaua aia, cum îi spune la ea? Coasă. Coasă, e bună? Foarte bună. Să faci plici. Ia dă-te la o parte că ai intrat. Alex, ia dă-i pe 100 de linii, burning hat. Cu limba așa? Glumesc, mă, că n-am treabă tu. Hai, mă, dar dă-te așa, adică să nu sară piatra, băi. Ia, fratele meu. Da, azi, Alex, pardon. Spune-ne acest tutorial, cum se face? Cum trebuie să ții genunchii? Zi puțin. Așa. Când dai cu coasa? Mhm. Și strângem așa. Și găurile astea sunt de la păpândăi sau de la șobolan? Mama... Bă, dă mie gază, mamă, ce se ceartă inimile mele, băi! Mamă! Și ia uite, dă jos, să-l iau, dracu, ia uite cum rămâne la tine. Auzi, bă, mi-ai zis mie că am stricat eu trifoiul tău? Ce am făcut? Cine? Da! Nu vezi că ești că e cocitoare, dracu, unde dau eu? Băi, Adi, ascultă-mă care e problema. Uite, acum, Alex! Băi, Alex! Adi! Dă la cositoare, dă șocul în jos, bă, că era șocul tras. Dă șocul în jos, gata, ia vezi acum cum taie. Mama, a? Uite unde am tăiat eu și unde taie el. Da, mă. Dar ce vrei, mă, să dea cu mătura, nu vezi ce frumos taie. Ia uite, face linie, bă, de brotheri. Bă, ia în dreapta, ține drept, ține drept. Aia, dă să vedem dacă e la bolobo. Ține-o dreapta, ia să vedem. E la bolobo, bă, ies. E rar, fratele meu, este, de la ploile astea. Ia uite, bă, cum să nu iubesc. Ia uite pe Fefi. Mâncă, e aș nasul ei. Bine că Bianca e pe post de șofer. Vreau și eu să mă plimb. Ne certăm pe cal care să ne plimbăm, mă credeți? Eu. Uite-l pe Alex acolo. Băi, scrieți, bă, în comentarii. Alex, te iubesc. Iar, bă. Mamă, ăsta mai avea un pic și dădea la picior. Mamă, ia uite, bă, ăsta e pe ce e, mă? Pe 7 Dizzling? Pe Dice Roll? Fefi, dar n-ai luat prea mult în... Păi l-am luat pe ăla de acolo, ce vreau să-i fac? Mamă, cum a dat ăsta? Ia uite să moară Larisa, cum s-a dus ăsta. Mamă, dacă nu-i cositoare umană. Le zanfon? Nu, chesti că vor vule prepare purojurdui. Nu, zavo, prepare purojurdui? Ia uite-l pe Alex Mâncaia și ai lui copii. Ia uite, Fefi, cât a luat, ți-a dat rușine. Ha, ia de cash out, Fefi. Așa, brother, gata. 10 milioane, târziu. 10 milioane, gata. Da?
Uitați-mă pe frații mei. Și acum lăsați-mi în comentarii, cum ca de obicei, tu ești cel mai puturos, tu filmezi. Păi uite, Ștefi nu vrea să-mi lase, că noi jucăm pe puncte. Ștefi nu vrea să-mi lase alea, Alex nu vrea să-mi dea. Ia zi care a dat cheșau. Cum adică? Mamă, cât ai luat? Mama a luat, a dat. S-a dat 3 șeptari acum, Alex. Uite, Ștefi a luat un șeptar și 2 portocale. Struguri, da, nu ăsta. Am observat, să știi. Nu, doar vorbim așa din... Vezi că e furcoiul meu, știi, dacă te doare burta, nu te doare burta de el. Da, păi, dacă am tăiat și o doare gata la burta. Da, pe cine? Pentru că mi-ai tăiat greșit. Cine? Te-l lași mult ăsta? Da, ai văzut? Da, trifoiului. Păi trifoiului, că pe partea asta, că de acolo, de unde e calul, până încolo, e pe locul meu, cocoș. De unde e? Până? Bă, fugi de aici, ia, bă, uite unde e smartul ăsta, pe locul meu, ești prost la sub braț. Aoleu, dar al cui e la locul? Ăla cum ai făcut, ți-ai dat cash in? Cash caval? Așa, fata mea, dă broadăra mea. Arătat pentru un prost. Ia uitați-vă pe fratele meu, Adi. Bă, Adi, vezi că o grămadă de... ți-ai făcut o grămadă de fănițe. Ce vrei? Pe la ce oră vrei să te însori, dacă e? Pe la 7 sau la 6 jumate dimineața? La 8 jumate. Ia uite cât de lung s-a făcut de broadării mei. Ce credeți? Ia să vă arăt. Cât eram eu de mare când filmam cu ei, eram cel mai mare. Ia uitați-l. Ia uite-l să moară la de noi, mai mare decât calul lui Ștefan cel Mare. El se suia pe cal și Ștefan cel Mare și era, s-a făcut înalt, rău. Frate, tu e mai înalt ca tine, nu? Da. Alex? E peste tata. Da, e mai înalt și ca taxul. Adică, cum ar veni, eu stau unde sunt și vorbesc cu el cam pe la etajul 4. Da. Ce credeți, frate, sau Alex? Ați văzut că era mai plinuț un picuț, Alex? Uite, bă, cum a lăsat o mână de... Mamă, e plină de... broaște de-astea, cum le zicem. Hai că broaște. Sunt pline de furnici. Da, fraților, nu prea s-a făcut trifoiul. Iau și eu pentru căprițe, ia și fratele meu. Deci mi-a plăcut. Ia uite, bă, cât a... Zici că, bă, e aici cât terenul ia Manoliu. Cât a tăiat Adi acum? Pune mâna și muncește, bă, ăsta. Gata, fratele meu, ia uite. Mai repede. Fii atent la ce dau cheșau. Ia. Ce-a fost ăla, mă, 50 de lei? Da. Uite, fii atent, eu cu Ștefi în cart, da? Da, uite aici. Fii atent. Uite acolo 3 milioane, băi. Ce ai luat acolo tu? Păi ăla e ba. Să trăiască familia ta, dacă mie nu mi-ar place. Așa Bianca de broadă. Să vezi cât ne invidiază lumea. Ia uite, frate, la ce dau chișeau. Fii atent. Am 1200, ia uite. 1 milion. Slab. Uite aici la Fefi, băi, ăsta. Uite, 20 de milioane, uite cum se dă cash out. Care, mă, că e 75 de lei? Măi, nebunule, vezi că e 20 de milioane. Yeah! Băi, gata, bă, că pe la dumul mea cornez. Gata, doamnelor și domnilor, cam scurt vlogul acesta cu nevasta mea, soția mea, iubita mea, inima mea, raza mea de soare, aerul meu frumos. Am mers și am culeg și noi niște trifoi cu Adi pe zonă. Eu. Cu brotherii mei pe zonă, te pup și pe tine, fratele, ne pupăm și noi sau? Nu mai las. Hai, mă, hai că da. Ne vedem în curând cu căprițele, fraților. Și vedeți că... Ia uite-l pe Rafael, ia. Cu ATV-ul, ia uite. I-a dat-o și patria. Mamă, eu cu a patra, dacă îi dau de aici, o sar prin porumbul ăla. Fugitare, bă. Fuge, care viteză. Hai, fraților, că vă lăsăm și o să ne vedem într-un vlog nou când facem iezlea la căprițe. Ce am, îmi iau porumbei, brother, și am... Te zi, te-ai luat, mă, ăsta, urmă. Gata, hai, vă pup și ne vedem în curând. Bă, viața la țară e viața care mă încălzește. Decât să mă duc să lucrez în București la Tencuieli, în ură de Bianca, și la alea mai bine să mă arăt, mai bine îmi dau cu coasa, cred că toată lumea. Când ai o nevastă așa frumoasă... Am bătături și n-am unghii și n-am nimica. Sunt, când ai o nevastă așa frumoasă, ce țărancă, mă, că ești viața mea și dacă eu sunt... Da, îmi place să fiu țărancă. Aole, să umplu mâna asta de tatuaje? O să fiu o țărancă tatuată. Da, hai să te pup și te iubesc. Și pe voi vă pup și vă iubesc.